Poliția din capitala Serbiei, Belgrad, a evacuat temporar Parlamentul Sârb în 29 martie după ce un bărbat a amenințat că se aruncă în aer în fața clădirilor legislativului. Presa locală a relatat că bărbatul era înarmat cu o bombă și cu o armă de foc, dar s-a predat autorităților după o oră de negocieri și a fost dus la un spital pentru o evaluare psihiatrică. Potrivit unei relatări neconfirmate, a fost vorba de un fost soldat sârb care a vrut să atragă atenția asupra unui proces la tribunal în care e implicat.